Activitatea politică este și va fi din ce în ce mai intensă. Vom vorbi, de fapt, nu noi, guvernul Cioloș trebuie să trimită săptămâna aceasta bugetul pe 2016 în Parlament. Ați văzut că au apărut deja discuții, cum că unele majorări salariale nu vor mai avea loc. Despre un guvern tehnocrat, dar și despre ceea ce cere strada, de tot vorbim noi de când a tot ieșit strada în stradă, ce dorește, imagini noi, fețe noi, ce înseamnă imagini noi, ce înseamnă fețe noi, să fie implicate politic, să nu fie implicate politic. Vom discuta în această după amiază cu domnul Sorin Fâlfănescu, vicepreședinte PNL Mioveni. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noștri din această seară. Și trebuie să mai mărturisesc, chiar dacă nu, poate nu e chiar fair play din partea mea, dar în politică nu e totul chiar fair play. Discutam un pic înainte să începem emisiunea, domnul Fâlfănescu s-ar încadra așa în ce cere strada, n-ați fost nici prea vizibil, sunteți și tânăr, dar în același timp sunteți vechi în politică. Spuneți dumneavoastră că aveți vreo 17 ani de PNL, nu? Cam așa ceva, mai mult sau mai puțin. M-aș încadra la ce anume? La ceea ce a cerut strada, oameni noi, fețe noi. Cum vedeți dumneavoastră această cerere a străzii? S-a ajuns la căderea guvernului, s-a ajuns să avem un guvern tehnocrat. Da. Simțiți că acum va veni și dumneavoastră rândul? Inclusiv la nivel județean, să zicem. Și la Mioveni, dar poate și la nivel județean, mă refer la conducerea PNL Argeș, bineînțeles. Nu este vorba despre a veni rândul cuiva sau nu, este vorba de a fi implicat în viața socială, că ești implicat în partid politic, în politică, că vei fi implicat în asociații non-guvernamentale, în ONG-uri. Important e ca cei din stradă să se implice sub o formă sau alta. Da, ca și vârstă, poate că mă încadrez în ceea ce ei cer. Ca și vechime în partid, eu am 17 ani aproape de PNL și doar de PNL. Sunt la primul mandat de consilier local pe listele partidului, pe listele fostului USL din partea PNL. Dacă mă încadrez, vedem. Criteriile noastre... Ce simțiți așa atunci când oamenii erau în stradă, când cereau altceva, simțeați că vă încadrați? Simțeați că sunteți din categoria celor pe care strada nu-i mai dorește sau ați simțit, domne, acum mi-a venit și mie rândul? Sau, adică în sensul că ați simțit o susținere de jos, mă refer, nu că... Cei din stradă, marea lor majoritate sunt din generația mea. Avem aceleași idei, împărtășim aceleași idei, este timpul cu adevărat al unei schimbări în România. Este timpul să schimbăm metehnele vechi, este timpul să schimbăm oamenii abonați la liste. PNL este partidul care în momentul de față a reacționat la ceea ce a cerut strada. Noi avem un decalog care va fi aprobat în data de 11 decembrie de principii, de criterii care vor sta la baza candidaților, că vor fi candidați pentru alegerile locale sau parlamentare din 2016. Primul criteriu este lustrația. Printre celelalte criterii se regăsește nepotismul, se regăsește incompatibilitatea, se regăsește plagiatul. Teme fierbinți fiecare la momentul lor, dacă e să le legăm de anumite persoane publice. Astfel, noi, Partidul Național Liberal, suntem primul care am reacționat vizibil, transparent și... Societatea poate vedea dacă cei care vor fi, dacă cei cărora le-a venit timpul, le-a venit rândul, vor îndeplini aceste criterii și dacă aceste criterii se pliază pe ceea ce ei au cerut. În 2016 strada va avea cuvântul decisiv în două ocazii, la alegerile locale primul examen și la alegerile parlamentare al doilea examen. Acum să vedem dacă acest decalog se va și aplica, domnul Fâlfănescu. Au fost multe partide, cred că și dumneavoastră de-a lungul timpului, și pentru fiecare dintre ei, la un moment dat, se găsea câte o scuză sau câte un motiv să-i scuzăm de ce nu-i scoatem de pe listă. Și pentru că nu s-au aplicat astfel de reguli, oameni ca dumneavoastră și ca alții și în alte partide, mă refer numai la PNL, a ajuns să aibă 17 ani în vechime și să fie la primul mandat, să zicem. Deși profesional și așa mai departe, familial, sunt oameni realizați și au fost fideli fiecărui a partidului lui. Pentru prima dată în 25 de ani, strada a cerut altceva decât o mărire de salariu.
decât un ban în plus în buzunarul propriu. Strada a cerut schimbarea modului de a face administrație și de a face politică în România. Sunt convins că o parte din cei care au fost în stradă se vor implica activ. Că vor adică reuși... spuneți noastră că vom fi mai atenți la liste? Eu sunt noi convins că da, și dacă partidele nu vor fi atente prin conducerile lor, nu vor fi atente la lista pe care o promovează către alegători, vor fi taxați cu siguranță. Iar noi, ca oameni politici, în România încă nu avem acel cult al demisiei de onoare, dar încet, încet va trebui instituit. Pentru că strada a devenit, și societatea civilă în general, a devenit mult mai atentă la ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, taxează mult mai repede orice ieșire a politicienilor de la centru. Chiar și pe Facebook văd din ce în ce mai multe comentarii mai acide la orice greșeală pe care o face un lider politic. Uitați cazul guvernării Ponta. Nu s-a așteptat nimeni ca într-un timp atât de scurt să... Efectiv, Victor Ponta a ieșit din viața politică în câteva zile. Corect. Și inclusiv la noul guvern, orice declarație, am văzut acum declarația domnului ministru de finanțe, imediat oamenii au reacționat cu măriri și tot, sau tăieri, sau că nu se mărește. Sunt da. Mult mai implicați și, așa cum a spus dumneavoastră, mult mai atenți. Actualul guvern, un guvern de tehnocrați, un guvern așa cum societatea civilă oarecum l-a solicitat, l-a cerut, trebuie să reacționeze la niște promisiuni făcute pe ultima 100 de metri. Acoperite, neacoperite, nu știu. Nu am fost implicat direct acolo, dar mie mi s-a părut că în ultima lună, în ultimele două luni de guvernare, guvernul Ponta a tot promis și a tot promis. Eu sunt adeptul protecției sociale active, aceea de a genera locuri de muncă în piață, nu de a mări artificial salariul minim, de a mări ajutorul de șomaj. Nu, trebuie să conștientizăm și noi cei din societatea civilă că dacă vrem să câștigăm bani mai mulți, trebuie să ne implicăm mai mult, să muncim mai mult, să fim mai productivi, într-un cuvânt. Așa cum ceri ceva de la cei care te reprezintă într-un fel sau altul, trebuie să știi și tu că ai responsabilități. Pe de altă parte, domnul Fulfănescu, cred că actualul guvern este foarte dependent sau este cumva și la mâna străzii, nu? Strada l-a pus. De asta cred că sunt și aceste reacții. Sau depinde cât va reuși el, până unde. Mandatul a fost unul bine stabilit în timp. Ei au ca și temă organizarea alegerilor locale până la alegerile parlamentare, după care... noua majoritate parlamentară care va veni va intra la guvernare. Sunt fer convins că nu vom rămâne pe guvern tehnocrat. Dar, da, într-adevăr, doamna ministru a fost imediat taxată când a spus că nu se mai mărește salariul, salariul minim. Nu a spus că nu se mărește deloc în 2016. Vedem care vor fi rezervele bugetare și poate, cine știe, se va reveni asupra acestei decizii. Dar... trăim într-un climat economic, dacă e să vorbim de politică externă, România are amenințări atât de la est cât și de la sud. Suntem, și când, când spun sud, mă refer la ceea ce se întâmplă cu atentatele din zona ISIS. Noua politică bugetară, noul buget, bugetul pe 2016, am văzut că prevede măriri substanțiale, de ordinul a câteva zeci de procente, atât la Ministerul Apărării, cât și la Ministerul de Interne. Din punctul meu de vedere, mai bine să trăiesc cu un salariu mai mic într-o țară sigură, decât cu un salariu mai mare într-o țară în care să-mi fie teamă de atentate. Spuneți dumneavoastră că acest guvern își are mandatul până după alegerile parlamentare. Există zvonuri și aici vizează chiar partidul dumneavoastră, cum că acest guvern se va transforma într-un partid sub aripa domnului președinte Iohannis și asta vă vizează în mod direct pe dumneavoastră liberalii. Ați auzit astfel de zvonuri? V-ați gândit la un astfel de scenariu? Este posibil? Da, ce să spun... Am citit și eu în presă, am citit articole care spun că domnul Cioloș are porțile deschise inclusiv în PNL și că va fi viitorul președinte al PNL. Vom vedea ce va fi în 2016. Nu știu, nu sunt adeptul unei astfel de abordări. Dacă
reprezentanți din actualul guvern vor decide să intre în politică, să intre în... În politică au intrat când au intrat la guvernare. Vrei, nu vrei, faci politică. Dar dacă vor decide să intre și într-un partid, probabil că cel mai bine să facă bucată cu bucată, nu? Și de la membru simplu sau de la... Da, să ia pas cu pas această abordare, dar eu nu aș considera că ar fi mai bine să intre după alegerile parlamentare. Tot partidul dumneavoastră a cerut atunci la criza guvernamentală, după căderea guvernului Ponta, alegeri anticipate. Domnul Iohannis a ales varianta cu tehnocrații. Dumneavoastră, care credeți că e cea mai bună? Sau cum ați perceput? Acum lucrurile au trecut, dar mă interesează opinia dumneavoastră, așa cum am spus, ca reprezentant al poate unei alte generații de politicieni. La momentul respectiv, sub influența străzii, să spun așa, poate că aș fi predat și eu pentru alegeri anticipate, așa cum cerea strada. Dar exista pericolul unei scindări în viața politică, unei scindări, nu chiar scindare, dar unei instabilități. Și cred că decizia de a merge pe un guvern tehnocrat care să stabilizeze puțin situația politică în momentul de față, economică, să guverneze în liniște, sub presiune, dar să fie atenți la deciziile pe care le vor lua, consider că a fost oportună și astfel și partidele au timp să se calibreze, să vadă exact cum stau, să discute cu populația, să preluăm de la stradă ceea ce ei solicită. Și așa cum v-am spus, spre deosebire de PSD, care este în continuare duplicitar, noi, Partidul Național Liberal, am fost transparenți, am, inclusiv pe voturile date în Parlament cu privire la ridicarea imunității, la urmăririle penale, la aprobarea urmăririi penale a unor parlamentari, două principii a avut PNL. Bine, că ați avut și noastră unii salvați. Indiferent, ați avut și noastră unii vorbesc salvați. De ultima perioadă. Okay. Vorbesc de ultima perioadă, de când strada a dat semnalul clar. PNL-ul a mers pe două ipoteze. Vot la vedere și vot pentru începerea urmăririi penale. Deci din motivele acestea, eu cred că PNL-ul a jucat cu cărțile pe față. Este deschis. E logic că nu erau ai dumneavoastră. Este deschis. Vom vedea. De data asta. Îi avem și noi pe ai noștri. Deocamdată clasa politică. Asta am zis de data asta, ca să lăsăm totuși o portiță ca data viitoare. Vom vedea. Eu sunt convins că lucrurile vor fi la fel de transparente, pentru că, așa cum v-am spus, am fost total deschiși. Criteriile vor fi publice. Toată lumea. Partidul Național Liberal este un partid deschis. Oricine vrea să se implice pe latura de politică poate veni alături de noi, își poate spune punctele de vedere ca simpatizant sau ca membru. Și ca și membru ulterior se poate implica, poate candida la funcții interne. Nu suntem un partid în care cineva să pună piedici. Trebuie să reușești prin propriile puteri. Eu v-am spus, am 17 ani de PNL. Sunt la primul mandat, dar nici nu am candidat înainte, pentru că nu m-am considerat pregătit. Spunea dumneavoastră că strada cere oameni tineri, dar părerea mea este că trebuie să fii trecut și prin niște site ale unui partid politic dacă vrei să faci politică. Ați spus dumneavoastră că nici nu ați vrut. Când ați vrut, ați fost pus pe listă sau ce a trebuit să faceți ca să ajungeți consilier local? Din postura șanse de... ai? Trebuie să aștepți totuși 17 ani ca să ajungi sau acum, nu, prin noua... Am mai fost odată pe listă, dar după alte criterii, nu neapărat că mi-aș fi dorit. Eram foarte tânăr la momentul respectiv, eram președintele organizației de tineret PNL Mioveni. În 2004 am avut locul 6 pe listă. La momentul respectiv, Partidul Național Liberal a scos 3 consilieri. Dar ținând cont că erați la tineret, putea să fiți al treilea, să zicem, nu? Poate că aș fi putut, dar nu m-am simțit pregătit. Să fi fost pus pe listă doar de dragul de a fi pus pe listă pe un loc mai sus. Nu cred că asta îți dă valoare. Nu locul pe listă îți dă valoare. Pentru că sunt oameni în politică pe care foarte puțin îi cunoaștem, dar poate care vin cu niște idei care pot fi preluate la modul cel mai serios și pot fi puse în aplicare
pentru binele comunității din care fac parte, că nu sunt vizibili, că nu apar la televizor, asta nu înseamnă că ei nu se implică. Dar nu trebuie să și arate că se implică? Sau cum transmit ei? De unde știu oamenii că se implică? Sunt oameni care nu alergă după notorietate, sunt oameni care nu alergă după funcții. Nici eu n-am alergat după funcții. Nu în asta constă recunoașterea. Da, într-adevăr, vine un moment în care dacă alegi să faci pasul, să devii persoană publică și să te implici mai mult în comunitatea în care trăiești, atunci ești expus. Trebuie să-ți prezinți ideile atât ale tale, cât și ale celor care aleg să stea în spate și să facă ceva pentru comunitatea în care trăiesc, dar prin interpuși. Poate sunt oameni care nu dau bine la televizor, poate sunt oameni care nu se pot exprima bine în public. Asta nu înseamnă că ei nu au dreptul să își împărtășească ideile în cadrul în care ei se simt confortabil, în așa fel încât cei care pot să le promoveze aceste idei, să le preia și să le ducă la bună îndeplinire în cadrul comunității locale sau... Consilier local, care este următorul pas? Adică întrebarea directă, am înțeles că nu v-ați înscris încă pe lista aceea internă de candidați. Cine s-a înscris și noastră o veți face, nu veți face... candidați la funcția de primar al orașului Mioveni? Sau la noi, la PNL, lucrurile sunt destul de liniștite. Avem niște termene. Până pe data de 15 decembrie era un termen transmis de la București în care să se stabilească pentru comune și pentru orașe candidații. Noi la Mioveni avem lista încă deschisă. Sunt două persoane care întrunesc criteriile pe care Partidul Național Liberal le va vota în Consiliul din 11 decembrie. Lista, cum v-am spus, este încă deschisă. Noastră, de ce nu sunteți pe acea listă? Sau aplicați același principiu, încă nu sunt pregătiți? Sau ce v-ar putea determina să candidați? Știți cum e? Una e ceea ce îți dorești tu și alta e ceea ce își doresc cei din comunitatea din care faci parte. Analizez în acest moment ceea ce își doresc locuitorii orașului Mioveni, nu doar eu ca și individ, ci noi în cadrul Partidului Național Liberal în biroul de conducere al PNL Mioveni. Suntem atenți la solicitările locuitorilor. Va trebui să venim cu un proiect solid, cu alternativă viabilă și sper că în 2016 sau începând cu 2016 în Mioveni să se circule și pe dreapta în politică. Pentru că de 20 și ceva de ani s-a circulat doar pe stânga. Poate a venit momentul și sunt convins că în 2016 lumea, așa cum oamenii din comunitatea noastră, va fi mai atentă la ceea ce se întâmplă. Atât cu banul public, atât cu proiectele pe care cei care au guvernat local până acum au promis că se vor întâmpla și nu s-au întâmplat și vom vedea. Timpul... Deci înțeleg că noastră veți face și o analiză a ceea ce s-a făcut, a ceea ce nu s-a făcut. A ceea ce s-a promis și nu s-a făcut și vom reveni și cu un proiect... alternativă, un proiect care să stârnească interesul locuitorilor din orașul nostru, în așa fel încât PNL Mioveni să fie o alternativă viabilă la actuala conducere dominată de PSD. Cum ar putea să fie PNL, politic vorbind, ce a lipsit PNL-ului dincolo de orice? De ce nu ați fost mai vizibil? Sau ce situația de la Mioveni în ultimii ani nu este doar la Mioveni, a fost la nivelul județului. PNL nu a reușit totuși să depășească un 17% procent la nivel județean. Paradoxal fiind, un județ cu origini liberale, să spun așa, în politică, exact. Familia Brătienilor, aici lângă noi, la Ștefănești. Oamenii din ziua de astăzi nu au îmbrățișat foarte mult valorile liberale. Dar în PNL astăzi vine un val nou de persoane. Chiar dacă este vechi, Narcis Sofianu la Pitești este totuși un tânăr. Este mai mare cu 2-3 ani se decât mine. Se cam potrivește cu portretul nostru, așa.
vechi în partid, tânăr. Da, el are și experiență pe partea de administrație, a fost și consilier local, acum este consilier județean, Bogdan David la Câmpul Lung, consilier local cu... Acum și primar interimar? Da. Sau cât o mai fi, acolo se judecă, fac curând, corect. Dar ideea este că sunt câteva valori de... din nou val, să spun așa, cu experiență, oameni care au trecut prin sitele partidului și sunt convins că, la fel ca și ei, vor mai apărea și alții pe listele de candidaturi ale Partidului Național Liberal în 2016, în așa fel încât alegătorii din județul Argeș, nu numai de la noi din Mioveni, să considere că oamenii pe care Partidul Național Liberal îi promovează merită votul lor. Și pe această cale chiar îi invit să vină în număr cât mai mare la vot, încă de pe acum. Să fie atenți la tot ceea ce se promite, la tot ceea ce fiecare în comunitatea lui, ca și candidat vorbesc, spune că va face și dacă va fi ales, imediat ce nu va face, să fie taxat. Pentru că, din punctul meu de vedere, alternativa e constructivă. Spuneți dumneavoastră că succesul PNL de acum încolo depinde de noul val de oameni pe care partidul sau chiar ei, cum e cazul lui Narcis, că nu știu dacă Narcis a fost chiar neapărat, Narcis Sofianu de la Pitești, sprijinit 100% de partid, cât s-a luptat el să iasă în față, cunoscându-l pe Narcis. În primul rând trebuie să-ți dorești. După aceea să faci cunoscut acest lucru. Nu, în PNL niciodată n-ai fost împins de la spate. Suntem un partid liberal, un partid în care tu trebuie să-ți expui punctul de vedere. Dacă știi să-ți faci alianțe interne, la fel cum se fac și cele externe între partide, da? Și tu ca și individ în partid trebuie să știi să-ți faci alianțele, să-ți câștigi sprijinul în așa fel încât dacă ai tăi colegi de partid te consideră că meriți să fii promovat pentru o anumită funcție, pentru o anumită candidatură, atunci mergi înainte. Altfel, și revin la o întrebare pe care v-am adresat-o un pic mai devreme, ați spus dumneavoastră să se facă analize. La ce v-ar putea determina pe dumneavoastră, mai sunt doar câteva zile, să vă depuneți sau nu candidatura? Ce ar fi, ce imbold vă trebuie să... Chiar dacă există un termen stabilit de la București, așa cum v-am spus, Partidul Național Liberal este un partid... Mai sunt 4 zile până pe 11. Până pe 15. Pe 15, este un termen, dar nu înseamnă că, și vă spuneam, Partidul Național Liberal este un partid deschis, nu înseamnă că dacă în ianuarie sau în februarie o personalitate din orașul nostru vine și anunță dorința de a candida pe listele noastre și noi, în urma unor studii, unor discuții cu oamenii pe care îi cunoaștem, suntem o comunitate mică. Considerăm că acea persoană poate câștiga primăria mai ușor decât unul din cei care s-au înscris pe listă. Până la urmă, important este să avem un rezultat cât mai bun, nu să candidăm de dragul de a candida. Deci, știu că s-au făcut și celelalte liste. Dumneavoastră, unde v-ați înscris? La Consiliul Local, la Consiliul Județean? Pentru ce ați optat? Pentru Consiliul Local, momentan. Pentru Consiliul Local. De la Mioveni aveți pe cineva pentru Consiliul Județean? S-au înscris? Da, sunt câteva persoane care s-au înscris pentru Consiliul Județean. Sunt, v-am spus, la noi încă nu e nimic stabilit, nu e nimic finalizat. Mai avem acele câteva zile și după data de 15, în funcție de ceea ce se stabilește și în forul județean, vedem cine rămâne în cursă, să spun așa. Asta că știu că la județ se vorbea că se face și acea listă sau că cumva că dumneavoastră ca membrii de partid, mă refer, trebuie să optați până la o anumită dată. Da, fiecare dintre noi va trebui să, sau a trebuit să ne completăm un CV prin care ne prezentam aptitudinile, experiența profesională, politică și pe lângă aceasta funcția pentru care dorim să candidăm. Deci dumneavoastră ați optat Consiliul Local. Haideți să luăm un pic de publicitate și să dezbatem, să discutăm un pic despre proiectele dumneavoastră pe 2016 ale partidului și să vorbeați dumneavoastră că o să veniți și cu o platformă proprie a partidului pentru Mioveni. Nu o să vă rog să ne dezvăluiți pe toate aici,
doar câteva puncte care să fie ale dumneavoastră, original. Revenim după câteva minute de publicitate. Am revenit, stimați telespectatori, alături de mine se află domnul Sorin Fâlfănescu, vicepreședinte Partidul Național Liberal, organizația Mioveni. Spuneam că în a doua parte o să discutăm un pic dacă asta cu primăria încă n-am lămurit-o. Știm sigur însă că aveți doi colegi care s-au înscris deja în această cursă, că urmează să faceți un sondaj să vedeți cam ce vor cetățenii, ce își doresc ei, probabil și portret de prim. Sondajul se va face în condițiile în care cei doi rămân deciși în cursă. Practic este o cursă internă în partid, dar ne interesează și imaginea pe care o luăm în comunitatea locală. Dacă unul dintre ei se va retrage, atunci celălalt va rămâne candidat de drept. Nu va mai exista... Nu va mai exista un sondaj, cel puțin cu referitor la persoană. Exact. Și dorește vreunul dintre ei să retragă până acum? Deocamdată fiecare dintre ei rămân ferm pe poziție că vor candida. Vedem. Le luați și dumneavoastră bani pentru sondaj? Ați văzut la Pitești, a fost un scandal pe chestia asta, care cât plătește? Da, vom analiza aici care va fi modalitatea de sondariere, va fi un sondaj făcut cu un institut acreditat, vedem ce costuri vor fi. Nu suntem un partid de oameni bogați la Mioveni, suntem, majoritatea lucrează la automobile Dacia. Vedem, vom găsi o soluție. Ca majoritatea orașului. Suntem un oraș majoritar angajați. Eu zic să le cereți bani și vedeți care dintre ei în final mai rămâne. Că ați văzut la Pitești din 4, nu a mai rămas decât unul. Și așa e mai triați. Din fericire, la Pitești a rămas cel mai bun dintre ei. Îl susțineți pe domnul Sofianu pentru Pitești? Îl considerați a fi cel mai potrivit? Da. Nu știu dacă neapărat cel mai potrivit candidat, dar clar dintre cei care s-au înscris în cursă a fost cel mai vertical pe poziție. El și-a făcut... Și-a anunțat candidatura cu mai mult timp în urmă și a urmărit consecvent în toate ieșirile în presă, în media, să-și consolideze această poziție, această poziție, da. Îl cunosc destul de bine pe Narcis, practic am copilărit în partid împreună și, da, într-adevăr, îl consider potrivit în momentul de față ca și profil să candideze. Trecem un pic totuși la nivel județean, la PNL, mai este nevoie de schimbări? Simțiți ceva că ar trebui schimbat și acolo? Sau pe cine vedeți cap de listă la Consiliul Județean ca și candidat? Nu mai avem la președinția Consiliului Județean, dar capul de listă se bănuiește sau normal ar fi să fie și cel care vizează funcția de președinte într-un final. Vom vedea ce va fi până atunci, mai este ceva vreme. Dacă se va cere de la București ca președinții de filială să-și asume o astfel de candidatură, probabil că își vor asuma, nu știu, sunt alte criterii de selecție, dar cu siguranță în perioada următoare toți membrii PNL care își doresc să candideze se vor înscrie pe listă și funcție de fiecare ce își dorește, ca și candidatul la președinte pentru Consiliul Județean, în primul rând trebuie să ajungi consilier județean. După noua lege... Da. Aici la Mioveni, domnul Francescu rămâne cap de listă sau candidatul la primărie? Unul din cei doi. Vom vedea la momentul potrivit dacă va fi domnul consilier Costel Francescu candidat la primărie, probabil că va fi și cap de listă, fiind și președinte, copreședinte. Acum ați mai aruncat așa, dar domnul Francescu parcă zicea că nu e interesat acum de aceasta. El așa a spus. Acum vom vedea. Important este să găsim cea mai bună soluție. Nu contează cine este cap de listă, nu contează, v-am spus și în pauză, nu locul pe listă îți dă valoarea în partid.
din punctul meu de vedere, important este ca noi, în 2016, să venim cu o soluție pentru primăria Mioveni, o alternativă viabilă și locuitorii orașului să încerce să vadă cum este și pe partea dreaptă în politică, pentru că, v-am spus, alternanța nu poate fi decât benefică. Poți să o iei ca o taxare, poți să o iei ca și un ciclu, îi oferi ocazia să facă ceva și dacă nu demonstrează, mergem mai departe. Domnul primar Georgescu ar trebui să pună pe trotuarele de pe dreapta numai capcane acum. E o glumă, bineînțeles. Ce spuneam că o să discutăm un pic despre proiectele dumneavoastră pe 2016, proiectele partidului, dacă ar fi să vă întreb niște ați spus, originale. Ați spus legat de idei originale. Da. Nu știu dacă la Mioveni avem nevoie de idei originale. La Mioveni avem nevoie de un parc industrial pe care chiar și eu, în momentul în care am candidat sub sigla USL, m-am angajat că îl vom face. Iar da, aveți un proiect, perioadă, n-aveți un proiect? Este un proiect, noi l-avem prins, este în discuție, da, este în discuție, dar actuala majoritate, pentru că noi consilierii locali PNL suntem în minoritate la Mioveni, actuala majoritate nu știu dacă mai consideră prioritate în momentul de față, pentru că văd că lucrurile tergiversează. Noi am insistat în această direcție, dar răspunsurile nu au fost foarte concludente din partea domnului primar. Pentru noi este o prioritate parcul industrial, pentru că poate reprezenta și o alternativă ca locuri de muncă. În momentul de față, Mioveniu este foarte expus, fiind un oraș și mai mult sau mai puțin construit în zona uzinei. Economic, să zic. Economic vorbind, avem un singur filon industrial principal, și anume automobile Dacia. Ponderea angajaților la Institutul de Cercetări, la fabrica de combustibil sau în mediul privat, afacerile, IMM-urile din oraș, nu este foarte mare în raport cu numărul de angajați din Dacia. Dacă, Doamne ferește, Dacia, citeam un articol săptămâna trecută, din 2017, disponibilizări, pachete compensatorii. Unde se vor duce acei oameni? Vom plăti ajutoare sociale de la stat? Eu cred că alternativa e un parc industrial care să asigure mai multe locuri de muncă pe domenii diverse, în primul rând. Diversificarea ar trebui să fie cuvântul de ordine când dezvoltăm acest parc industrial. Deci, nu știu dacă e original, dar trebuie să fie util ca și proiect de viitor. Ce mai vedeți? Așa lumea spune, domnule, Mioveni sau că am făcut toate. Ce? Niciodată n-am spus că Mioveni nu s-au făcut, dar întotdeauna am spus că se putea face mai bine. Din fericire pentru noi avem un buget local care ne permite să facem investiții. Demarăm proiectul spitalului, un mare câștig pe care noi, consilierii locali PNL, considerăm că l-avem. Este faptul că am reușit să-i convingem pe ceilalți colegi de Consiliu momentan să renunțăm la accesarea unui împrumut pentru construcția spitalului. Un împrumut din fonduri din finanțare bancară. S-au făcut niște calcule, din câte am înțeles, de la domnul primar și în prima etapă putem să demarăm acest proiect pe fonduri proprii, de la bugetul local, ceea ce pentru noi considerăm că este un câștig. Practic diminuăm costurile. Dar nu prelungiți perioada de construcție sau nu afectează? Momentan nu. Deci graficul de lucrări este gândit de așa natură încât concluzia în prima fază este că prima etapă poate fi susținută direct de la bugetul local. Vom vedea funcție de încasările care se vor face în perioada următoare, 2016-2017, dacă putem să menținem finanțarea doar de la bugetul local sau, din câte am înțeles, a venit și o adresă de la București. Eram cu domnul viceprimar într-o discuție și spunea că a venit un răspuns la o solicitare dacă putem să accesăm fonduri guvernamentale sau de dezvoltare. Adică să, există, să dea există ceva portițe, și de la guvern. Da, să... există portițe și în această direcție și orice finanțare nepurtătoare de dobândă pentru comunitatea noastră e un câștig. Ați văzut că se supărase biserica că nu mai primește bani. Am văzut că s-a și revenit asupra deciziei. S-a și revenit. De câte am înțeles, s-a murit fondul de salarizare. Cum ați văzut-o? Prima parte ați văzut-o bună sau faptul că s-a revenit? Cred că cel mai bine ar fi un compromis. Nu neapărat presiuni și
declarații mai mult sau mai puțin prietenoase de o parte și de alta. Din punctul meu de vedere, în momentul de față este nevoie de stabilitate ca acest guvern tehnocrat să încerce să pună pe tapet un buget cât mai echilibrat și 2016 să fie un an în care să putem veni cu proiecte nu pentru un an, doi, ci pentru o perioadă ceva mai lungă de timp. Asta înseamnă că dumneavoastră credeți că biserica este un bun agent electoral? Dacă vorbiți de stabilitate, că aș putea să vă întreb ce legătură are biserica? Nu doar biserica. Bine, dacă aș fi naivă, dar nu sunt. Au fost mai multe ministere care au pierdut în viitoarea proiecție bugetară, dar nu au fost la fel de vocali. Sau poate nu sunt la fel de influenți. Biserica, într-adevăr, dacă se implică, poate transmite un mesaj, dar nu cred că are legătură. Guvernul este apolitic. Mesajul cui îl transmite biserica în momentul de față? Și tocmai de aia, poate dacă tot luaseră o decizie, puteau să o ducă până la capăt. Zic și eu că nu știu dacă era o decizie bună sau nu. Dar era doar o propunere, nu era o decizie finală. Doar ne întrebăm totuși cât de influentă este biserica în lumea asta guvernamentală, politică, dacă a reușit într-o zi, s-a dus prea fericitul la guvern și totul. Nu știu dacă are influență politică, dar într-adevăr biserica la noi, în România, este foarte implicată în societate. Suntem un popor credincios, fiecare are un cuvânt de spus acolo unde desfășoară activitatea, mă refer ca și preoții. Ne plătim taxe și impozite? Nu știu, ei ca și salariați își plătesc taxele și impozitele. Nu plătesc impozit, din câte știu, pe partea de bunuri. Proprietăți, bunuri. Acum are un regim, este o structură nesubordonată guvernului. Corect. Pe de altă parte, fericitul a spus că și noi, dacă ar fi, ar trebui să mai cerem, că mai avem niște proprietăți neprimite de la stat. Deci echilibru. Dar a fost un subiect discutat și disputat, interesant, mai ales prima parte a deciziei premierului Dacian Cioloș, când a spus că nu se mai dă. Nu știu dacă a fost o decizie, a fost doar o propunere la momentul respectiv, asupra căreia s-a revenit parțial. Da, dar probabil o luase în baza unei analize, ceva, făcuse niște analize. Vom vedea care va fi proiectul de buget cu care se va veni în Parlament. Eu nu zic că nu trebuie, pentru că știu că și preoții au totuși salarii foarte mici. Mă gândeam așa, poate la o implicare. Biserica am promis cumva că de acum încolo se va implica mai mult în partea asta socială, mai ales după ce au gestionat destul de prost partea cu incendiul de la Colectiv. Au promis că vor fi. Domnul Fulfănescu, cum vedeți activitatea parlamentarilor dumneavoastră, parlamentare liberali? Din punct de vedere din activității, da, activității parlamentarilor liberali, domnul președinte Ioan Popa a fost reconfirmat în funcție la, vorbesc intern în PNL, în partid, în grupul din Senat, este șeful grupului, ceea ce pentru mine, ca și argeșean, arată că activitatea noastră este recunoscută la nivel central. Din păcate, implicarea la nivel național îi mănâncă foarte mult timp domnului președinte, dar face eforturi însemnate să fie prezent. Eu sunt și responsabil de zonă din partea biroului județean, pe câteva comune de la nord de Mioveni. Și vă spun sincer că chiar acum 2 săptămâni am făcut vizite comune, atât cu domnul copreședinte Bica, cât și cu domnul Popa, în comune. Deci, practic, activitatea se desfășoară la toate nivelurile și în toate localitățile. Targetul domniei sale este să meargă în fiecare comună din județul Argeș, să discute cu fiecare președinte și copreședinte de la caz la caz, pentru că sunt și comune în care avem un singur președinte, lucrurile au fost clare de la bun început. Și nu odată, ci cel puțin de 2 ori până la începutul campaniei electorale. Deci, domnul președinte Popa este foarte activ, chiar dacă stă foarte mult timp plecat la București, este activ și în județ. Și vă opresc la domnul Popa, nu? Domnul senator Zisu
El, nu știu dacă va mai candida, nu sunt la curent cu declarațiile, cu intențiile domniei sale, dacă va mai candida pentru județul nostru. El a venit ca și candidat de la București acum 3 ani și jumătate. Vedem ce proiecte de viitor va avea și domnia sa, dar la fel ca și domnul Popa, atât cât am interacționat eu cu domnia sa la ședințele din Consiliul Județean Executiv, de câte ori a avut ocazia și timpul i-a permis, a venit și s-a implicat. Și aveți cea mai mare problemă cu ceilalți doi deputați, domnul Cătălin Teodorescu, da, fost care... președinte PDL, acum aflat în cercetare, să zilele acestea Parlamentul va vota, că de asta ziceam că o să vină și rândul dumneavoastră, să vedem cum votează colegii dumneavoastră, domnul Cătălin Teodorescu, acuzat în al patrulea dosar ANRP de corupție, este deputat PNL. Sunt convins că ai lui colegi vor rămâne consecvenți și își vor menține același mod de vot, pentru că altfel tot ceea ce doamna copreședintă Alina Gorghiu și domnul Blaga au spus până acum nu ar mai avea fundament. Iar domnul Teodor Nicolescu s-a retras din toate funcțiile, inclusiv din Parlament. Aici domnul Cătălin Teodor Nicolescu era mai aproape de vârsta dumneavoastră. Cum ați perceput acuzațiile care s-au adus la acel moment? De asemenea, acuzat într-un dosar ANRP. Ce să spun... Până la un verdict final rămâne să vedem dacă acuzațiile au fost reale, dacă sunt fundamentate. Ce pot să spun este că am rămas surprins. Într-adevăr, la fel ca și cu Narcis Sofianu, cu Teodor Nicolescu, mă știu de foarte mult timp, am activat în organizația de tineret la PNL Argeș și vom vedea ce va fi. Instanțele judecătorești își vor da verdictul. M-a adus aminte acum la final, am vorbit în prima parte despre noastră, despre noua generație, am adus aminte acum la final despre cei doi, pentru că totuși PNL în perioada când părea că își revine este totuși, la nivelul județului mă refer, are probleme totuși cu doi parlamentari acuzați grave de corupție. Da. Partidul Național Liberal... Până acum, să fim corecți, toate tunurile și toate acuzațiile erau către PSD. Să fim cinstiți, să spunem. Și surprinzător, opoziția dumneavoastră, care arătați mai mult spre ei, s-a demonstrat că aveți și dumneavoastră corupții dumneavoastră. Cu acuzații parcă și mai grave. Sau sumele mai mari și atrag atenția mai... Da. Sunt convins bine, că și ceilalți, și PSD-ul au acum cu dosarul, cu consultanța, cu primarii, deci ei au problemele lor. Știți, dar... să nu râzi de rău vecinului. Cine? Dar ce pot eu să spun? Că Partidul Național Liberal are resurse, umane în momentul de față, care pot face față cu brio tuturor provocărilor din 2016 și sunt convins că în perioada următoare tineri sau mai puțin tineri cu experiență vor începe încet încet să fie mai vizibili atât din mediul politic cât și din societatea civilă. Pentru că, vă spun, întotdeauna trebuie să avem un echilibru. Nu trebuie să ai doar parte politică, ceea ce am avut România până acum. Dacă nu ai n-aș putea spune arbitru, un critic, partea civilă, ONG-urile, diverse asociații care să fie atent la ceea ce tu în mediul politic decizi, neavând acel echilibru, tinzi să ai astfel de sincope. Dar dumneavoastră, Sorin Fâlfănescu, tânăr, experiență în partid, am muncit pentru partidul ăsta, ați avea curaj în 2016 să spuneți, domne, nu mai vreau pe respectivul pe listă, nu cred că se încadrează, peste 2 ani îl acuză ăștia de corupție, sau uitați, acum 5 ani s-a scris ceva în presă de el. Dacă e adevărat și Nilia la mijlocul mandatului, din 4 rămânem cu 2. Cine mă cunoaște în partid știe că am spus asta nu de acum, de mai bine de 10 ani. Și uneori poate că am avut de plătit în partid anumite polițe, dar întotdeauna când am avut ceva de spus, am spus că am deranjat colegi, că am deranjat competitori, asta este.
Totul e deschis, e o luptă deschisă și trebuie să știm exact ceea ce ne dorim și să ne susținem punctele de vedere. Eu mi le-am susținut pe ale mele. Eu vă mulțumesc mult de tot și o să vă rog să mai venim după 15 decembrie, termenul acela, și vom discuta în concret despre candidați, prezentarea candidaților, poate despre lista candidaților și, bineînțeles, despre decizia dumneavoastră. Da. Acum, pe final, aș vrea să urez un sincer la mulți ani tuturor doamnelor care astăzi și-au observat ziua onomastică de Sfânta Filofteia, mai ales că este o sărbătoare de-a noastră, argeșană. Și da, voi veni negreșit cu fiecare ocazie în care mă veți invita. Vă mulțumesc mult de tot. Bună seara. Stimați telespectatori, mă alătur și eu urărilor domnului Fulfănescu, la mulți ani tuturor doamnelor care astăzi sărbătoresc ziua de naștere. La ora 20, buletinul de știri, tot ce mișcă în județul Argeș, aflați la Absolut TV. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Acum vă las cu ora de sport, colegul meu, Răzvan Marinescu. Aveți grijă de sănătatea noastră. Numai bine!